Proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017, se desfășoară joi, începând cu ora 10, în 42 de centre de examen, câte unul în fiecare județ, precum și în municipiul București. Sunt așteptați să participe 6.417 candidați care au îndeplinit condițiile prevăzute de lege. Proba scrisă conține item din domeniul discipline de specialitate și al metodicii predării acestea. Spre deosebire de anul trecut, nivelul de competență didactică este evaluat și prin portofoliul profesional, elaborat conform precizărilor din program de pedagogie și psihologie școlară corespunzătoare funcției didactice ocupate. Candidații vor avea acces în săl de la ora 8 până la 8.45 pe baza unui act de identitate valabil. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp care poate fi depășit doar în cazul candidaților cu nevoi speciale care au solicitat acest lucru. Lucrările scrise vor fi evaluate în șase centre organizate la nivel național. Atât programele de examen pentru toate disciplinele, cât și modelele de subiecte și bareme pentru disciplinele de examen au fost fost postate pe site-urile definitivat.edu.ro și subiecte.edu.ro. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, examenul certifică și faptul că un cadru didactic debutant care a optat pentru această carieră dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice. Primele rezultate vor fi afișate în 25 aprilie la centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro Contestațiile vor fi depuse în centrele de examen conform calendarului aprobat în zilele de 25 aprilie după afișarea rezultatelor și 26 aprilie. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul examenului duminică 30 aprilie.